Vă invit să deschideți cu mine la Isaia, capitolul 40. Continuăm meditațiile noastre de duminică seara din cartea profetului Isaia. Viktor Frankl a fost unul din cel mai mari psihiatri a Europei. Între anii 1942 și 1945, evreu fiind în Germania, a fost internat în lagărul de la Auschwitz și în alte lagăre a regimului nazist. El remarcă la un moment dat într-o carte de-a lui observațiile lui despre cei care au supraviețuit în acele circumstanțe și cei care au pierit în disperare. El spune în felul următor: deținutul care și-a pierdut speranța în viitor, într-un alt viitor, era terminat. Cu pierderea lui de credință într-un viitor, își pierdea și puterea lui spirituală. Devenea victima unui declin mental și fizic inevitabil. De obicei, acest lucru se întâmpla brusc, în forma unei crize. De obicei, prizonierul pur și simplu renunța să se mai miște, să iasă în curte, să facă activitățile obligatorii. Indiferent cât se țipa la el, cât era bătut, nicio amenințare nu mai avea vreun efect. El doar zăcea acolo în starea aceea de disperare. Adevărul este că nici noi nu vom supraviețui pe acest pământ. Nici noi nu vom rezista în această închisoare, în acest lagăr al păcatului, dacă nu avem o speranță. O speranță care transcende de aici și de acum. O speranță într-un viitor glorios. Vom renunța, vom cădea în disperare și vom sta și noi la un moment dat nemișcați și paralizați. Într-adevăr, închisoarea noastră are altă formă. Este deghizată, subtil. Dar este tot o închisoare. Dacă privești în jurul tău, care este foarte bine mascată, privești peste magazinurile care există, peste mall-urile care există, peste cafenele, restaurante, bulevarduri și așa mai departe, care ne înconjoară, și parcă este imposibil pentru noi ca să vedem gratiile păcatului care ne țin în această societate. Dar ele sunt acolo. Suntem în exil. Deseori ne simțim ca la noi acasă, dar noi suntem în pușcărie. Suntem în pușcărie și în trupul acesta de carne, în firea aceasta pământească și așteptăm ca să evadăm. Închisoarea este deghizată, este făcută să arate frumos. Dar este o închisoare. Dacă cea mai bună perspectivă în viitorul nostru este următoarea vacanță la plaje, dacă speranța noastră ultimă până la urmă este doar într-o existență comodă, într-o viață confortabilă, în mod inevitabil, într-o zi, vom cădea și noi într-o stare de disperare. Materialismul, poftele firii pământești, nu sunt perspective, nu sunt un viitor suficient de puternic încât să susțină pe om. Omul nu moare doar pentru că celulele lui se descompun și la un timp nu mai are suflare. Omul moare din lipsă de nădejde, omul moare din lipsă de speranță, omul moare din lipsă de perspective. Vine un moment în viața lui, mai tânăr sau mai bătrân, în care privește la tot ce e în jur, la tot ceea ce a adunat în jurul lui și nu mai vede nicio bucurie și nu mai vede nicio perspectivă și nu mai vede nicio nădejde. Avem nevoie de o perspectivă eternă. Avem nevoie de ceva deosebit de frumos. Avem nevoie de ceva pentru care să trăim. Chiar dacă trupurile noastre mor,
Chiar dacă viața noastră merge în marș către moarte, ceva care sufletul nostru să privească țintă și să zică, pentru aceasta merită să trăiesc. Atunci când se pare că viața nu prezintă vreo șansă, atunci când se pare că viața nu are vreo satisfacție, avem nevoie de un viitor care nu poate dezamăgi, care nu poate fi pierdut sau furat sau distrus. Pentru că toate aceste lucruri din jurul nostru sunt trecătoare. Toate dezamăgesc, toate se pierd, toate se distrug. Fără excepție. Familie, bani, averi, faimă, tinerețe, toate sunt trecătoare. Nu au o calitate care să treacă dincolo de prezentul nostru. Nu au o frumusețe care să țină pentru eternitate. Nici pentru viața aceasta. Căsătoriile nu țin în ziua de astăzi pentru că nu sunt ancorate într-o perspectivă veșnică. Oricât s-ar iubi doi tineri, după 10, 20, 30, 40, 50 de ani, farmecul dispare. Nu mai este ceva nou, nu mai este ceva deosebit de frumos. Sau este altceva care acum este deosebit de frumos. Nu? Toate sunt trecătoare. Frumusețea, distracția, toate până la urmă dezamăgesc. Isaia, în pasajul acesta de la versetul 27 la versetul 31, pasajul care să privim în această seară, privește către poporul lui Dumnezeu care este în exil. Din punct de vedere uman, perspectiva lor este una de disperare. Sunt duși în exil de Imperiul Babilonian, au trecut deja decenii și par uitați de Dumnezeu. Viitorul lor este întunecat. Și Isaia vine pentru ei în acest pasaj cu un cuvânt de încurajare în mijlocul disperării. Mesajul lui Isaia aici are trei puncte majore. În primul rând, adresează disperarea noastră. O disperare reală. Al doilea rând, ne prezintă o nouă perspectivă și anume slava și mărăția lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, ne arată care este reînnoirea noastră, care este scăparea noastră din această stare. Disperarea noastră începe în versetul 27. De ce spui, Iacove? De ce zici, Israele? Calea mea este ascunsă de Domnul și dreptul meu nu este luat în seamă de Dumnezeul meu. Nu e așa că am pus și noi toți? Ne-am pus și noi întrebarea aceasta la un punct sau altul în viața mea și în viața ta? În momentele grele, în momentele de disperare, în momentele în care zilele devin luni de suferință și lunile devin ani de suferință și anii devin zeci de ani de suferință? Unde este Dumnezeu? Unde este El în suferința mea? Cere Dumnezeul acesta, pretinde de la mine, poruncește ca să fac voia Lui? Sunt pocăit, sunt membru într-o biserică, sunt un om moral de ani și ani de zile, îi fac placul Lui, ascult de cuvântul Lui și acum când am nevoie de El, unde este Dumnezeul acesta? De ce nu îmi face dreptate? Toți am pus întrebarea. Când am fost concediați, când am pierdut ceva drag, când am fost puși pe masa de operație, toți ne-am întrebat, oare chiar ne iubește Dumnezeu? Oare chiar îi pasă? Și dacă îi pasă, unde este? Gândul acesta este vechi, stă la baza păcatului inițial. Șarpele a indus pe Adam și pe Eva în păcat cu același atac. A introdus dubii
în mintea lor. Dubii, deși la Adam și la Eva nu le lipsea nimic. N-aveau greutăți. N-aveau dorințe neîmplinite. N-aveau boală. N-aveau datorii. Trăiau în părtășie cu Dumnezeu, umblau cu El în grădina Edenului. Și totuși Satana, cu același atac, cu aceleași dubii despre natura și intenția lui Dumnezeu, induce acest gând în mintea lor și spune: dacă Dumnezeu este bun și dacă Dumnezeu te iubește, de ce nu te lasă să mănânci din pomul acesta? De ce acolo are acces doar El? Și mușcă minciuna, deși nu le-a lipsit nimic. N-au știut de suferință. N-au știut de greutate. N-au știut de cancer. N-au știut de divorț. N-au știut de... Dubiu intră în mintea lor și dă naștere la gândul: oare e chiar așa Dumnezeu cum am crezut noi? Oare ne iubește El așa cum a spus că ne iubește? Și dacă ne iubește, de ce reține El de la noi lucrul acesta? Până la urmă, poate au zis în mintea lor: n-a zis Dumnezeu că tot ceea ce a creat este bun? Și de ce ar reține ceva bun de la noi? Au justificat postura aceasta față de Dumnezeu. Isaia vine și ne provoacă pe noi și pe poporul lui Dumnezeu foarte direct. Ne acuză. De ce spui, Iacove? De ce zici, Israele? Numele sunt semnificative. Altfel spus, de ce spuneți asta copiii lui Dumnezeu? Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Voi sunteți poporul ales al lui Dumnezeu. Cum puteți să gândiți așa ceva? Aveți o istorie cu Dumnezeu. Aveți un legământ, un trecut. Isaia ne amintește și le amintește lor cât de iraționale sunt dubiile noastre. Și dubiile noastre sunt extrem de iraționale. Extrem de iraționale. Dacă toată viața noastră Dumnezeu a fost numai bun cu noi și într-o zi, într-o clipă nu ne face moftul, vai, repede uităm de tot ceea ce s-a întâmplat. Doamne, de ce nu ești drept cu noi? Să ferească Dumnezeu să fie drept cu noi. Uităm că ieri ne-a dat și alaltă ieri ne-a dat și anul trecut ne-a dat. Că am fost sănătoși până în momentul în care n-am mai fost sănătoși, că alții n-au fost sănătoși. Și începem și avem dubii. De ce nu le-am avut când am fost în belșug? De ce nu le-am avut când am fost bine? De ce n-am avut când familia a fost sănătoasă și fericită? Pentru că nu sunt raționale. Nu sunt legitime. Isaia ne amintește de lucrul acesta și ne spune: chiar ați uitat cu cine stați de vorbă? Chiar ați uitat cine este Dumnezeu? Israele, ești poporul Lui. Ați uitat izbăvirea care v-a adus-o de repetate ore, ați uitat iertarea care vă dă în fiecare zi, ați uitat îngăduirea Lui cu răzvrătirea voastră? Să înțelege foarte bine că sunt două feluri de dubii. Există slăbiciune, există clătinare, există chiar cădere pe calea credinței, dar aceste dubii, aceste feluri de a pune întrebări nu duc la disperare. Ele sunt ascultate de Dumnezeu și sunt mângâiate de Dumnezeu. Și în schimb, acest fel de dubiu ascultă de Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune: copilul meu, nu ții tu minte tot ce am făcut pentru tine? Ai uitat cine sunt eu și cine ești tu pentru mine? Felul acesta de dubiu spune: Tată, iartă-mă. Iartă-mă, am uitat, am avut un moment de slăbiciune, ridică-mă, spală-mă, curăță-mă. Dar există și un alt fel de dubiu, un fel care stă în răzvrătire.
care rezistă încurajării lui Dumnezeu, care neagă dovezile care Dumnezeu le aduce în fața noastră, care nu crede și nu vrea să creadă, care de-abia așteptați să vină momentul acela greu în viață în care să spună: vezi? Am știut că până la urmă mă părăsește. Și Domnul spune: dar nu te-am părăsit. Sunt cu tine. Cum am fost și ieri și alaltă ieri și voi fi și mâine. Și lucrez toate spre binele tău și spre sfințirea ta. Și tu zici: dacă ai lucrat toate spre bine, n-ar fi bolnav copilul. Nu m-ar părăsi nevasta. N-ar fi soțul meu nemântuit. Și Domnul vine din nou și face o pledoarie cu tine și spune: dar copilul meu, dar ține minte că eu m-am jertfit pentru tine și am dat sângele meu ca să te răscumpăr. Da? Și dacă ai putut face aia asta, de ce nu vrei să o rezolvi? Asta nu-i slăbiciune. Asta nu-i cădere. Asta nu-i durere. Asta e răzvrătire. Asta e necredință. El aceasta nu mai este întoarcere. Și Isaia atrage atenția poporului și le spune: aveți grijă că vă apropiați de la prima la a doua. Vă apropiați de la slăbiciune, de la clătinare, de la cădere pe cale, la necredință și la răzvrătire. Se apropie de răzvrătire, se apropie de necredință, dar Dumnezeu nu îi leapădă. Chiar dacă credința lor este slabă, chiar dacă credința lor deseori este răzvrătită și vedem în istoria poporului Dumnezeu că de repetate ori Dumnezeu îi scoate dintr-o belea, îi ridică, îi iartă pentru necredința lor, pentru dubile lor și ei cad exact de unde au ieșit. Putem vedea și în viața noastră. Dumnezeu face la fel pentru noi și noi acționăm la fel. Dumnezeu însă se apropie de ei și îi mustră în disperarea lor, dar nu pentru a-i distruge, ci pentru a-i răscumpăra din nou. Pentru a le da o nouă perspectivă. Pentru a-i înnoi din nou și a-i pune din nou pe calea cea bună. Primul pas în mângâierea lui Dumnezeu întotdeauna este mustrarea lui Dumnezeu. Dacă ai căzut în viața ta, dacă ai păcătuit în viața ta, dacă lucrurile au mers prost în viața ta și tu, în loc să te pocăiești, ai dat vina pe Dumnezeu, primul pas la care trebuie să te aștepți este mustrarea lui Dumnezeu. El mustră pe orice copil care îl iubește. Noi am vrea ca să sărim peste pasul respectiv. Am vrea să sărim și să trecem direct la iertare. Dar la ce m-ar ajuta pe mine și pe tine? Ce aș învăța eu? Cum s-ar schimba viața mea dacă Dumnezeu ar sări direct la iertare? Hai să fim sinceri, nici nu vrem să sărim la iertare. Insistăm să sărim direct la rezolvarea problemei. Dumnezeu trebuie să ne mustre acolo, în căderea noastră, în suferința noastră și să ne atragă atenția: omule, problema ta cea mai mare nu-i suferința în care te afli, e starea în care e sufletul și inima ta. Problema în care te afli nu este că copilul tău este la marginea patului morții. Este că te temi mai mult de a-ți pierde copilul decât de a pierde pe Dumnezeu. Că ai fi dispus să faci un schimb între copil și Domnul. Nu cum zice Apostolul Pavel, că dacă ar fi cu putință, aș da viața mea, aș fi eu condamnat pentru mântuirea lor. Pavel știe că nu e cu putință. Ce să spui? Am terminat. Dacă Satan ar veni și ar spune: auzi, eu am puterea ca să rezolv problema, semnează aici. Câți dintre noi? Câți dintre noi am spune: îmi iubesc copilul, îmi iubesc soția, îmi iubesc familia, îmi iubesc frații din biserică, îmi iubesc viața care o am, pentru că toate sunt daruri al lui Dumnezeu, dar toate sunt niște gunoaie în comparație cu bucuria de a cunoaște pe Hristos. Amin. Este ușor să spunem amin.
Este o dorință noastră. Da, așa să fie, Doamne, te implorăm să fie așa, dar nu este așa. Mi-e teamă că în viața mea nu este așa și în viața ta nu este așa. Nu mă credeți? O să vedem la următoarea încercare. O să vedem cum murmurăm la următoarea suferință. Și totuși Dumnezeu privește în inimile noastre și privește starea noastră de întuneric și de răzvrătire, starea noastră care nu prețuiește pe Dumnezeu și totuși se apropie și ne mustră cu scopul de a ne ridica. Este extraordinar. Cum ne ridică El? Ne ridică prin faptul că ne dă ceea ce avem cel mai mult nevoie în acel moment. O perspectivă nouă, o viziune nouă, un viitor nou. Versetul 28. Nu știi? N-ai auzit? Domnul este Dumnezeul cel veșnic, creatorul marginilor pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, iar priceperea lui este de nepătruns. Isaia ne dă o perspectivă nouă. Un viitor către care să privim și anume slava lui Dumnezeu. Îți spune, nu știi? N-ai auzit? Ai uitat cine este Dumnezeu? Ești cuprins în această cutiuță numită timpul și spațiul în care trăiești și nu mai ai în fața ochilor tăi o viziune a unui Dumnezeu. Ne prezintă în versetul 28 un verset extrem de bogat și de complex și de compact. Patru obiective, patru prisme prin care să privim dincolo de circumstanțele noastre și să ne uităm țintă cu ochii spre viitorul nostru. Spre Dumnezeu și spre slava Lui. În primul rând, Isaia vine și spune, nu știi? N-ai auzit că Domnul este Dumnezeul cel veșnic? Dumnezeu este veșnic. Noi trăim întotdeauna în prezent, aici și acum. Doar atât putem să experimentăm, doar atât putem să înțelegem. Totul pare imediat, totul pare urgent. Totul este contra cronometru. Și asta deseori ne duce în eroare și în păcat. Nu? Avem o decizie în fața noastră. Ce-i bine? Și ce e rău. Și deseori alegem ce e rău pentru că n-avem răbdare, n-avem o perspectivă în timp să vedem că ce-i rău e rău și mai încolo. Păi e rău dacă mint acum. Dar dacă mint acum, îmi rezolv o problemă care o am acum. Și e rău să minți, dar e bine să-mi rezolv problema. Și problema e acum și aici. Și minciuna nu se achită numai mai încolo. Și atunci mint. Pentru că tot ce știu e aici și acum. Tot ce știu e problema mea. Tot ce știu e nevoia mea. Tot ce experimentez e aici și acum, în timp. Restul, n-am o perspectivă în timp. Acest sens fals al timpului ne induce deseori în multe erori și păcate. Dar Dumnezeu este veșnic. El nu se grăbește. Niciodată. Pentru El timpul nici măcar nu există. El este pretutindeni și peste tot în timp. Este atemporal. Asta înseamnă că pentru Dumnezeu tot timpul este în prezent. Pentru Dumnezeu ce a fost acum 10.000 de ani este în acest moment accesibil pentru El. Și ce este peste 1.000.000 de ani este precum ar fi. Biblia spune Dumnezeu discută, dialoghează, tratează lucrurile care nu există precum ar exista. Este constrâns în timp și în spațiu. Să uită la problema ta care îi trebuie să rezolvă asta până mâine. Până mâine dacă n-am plătit banii, până mâine dacă n-am rezolvat jobul, până mâine. Și Dumnezeu zice, până mâine?
Eu sunt Alfa și Omega. Din veșnicie în veșnicie. Și tu ești interesat de mâine? Să pripește. Nu este constrâns de timp. Are răbdare veșnică pentru că are la dispoziție veșnicia. Altfel spus, dacă lucrurile nu se întâmplă după calendarul nostru, și toți avem un calendar, fie că ne dăm seama sau nu, ne avem un calendar, până la vârsta cu tare să fiu căsătorit, până la vârsta cu tare să am atâția copii, până la vârsta cu tare să am o casă, până la vârsta cu tare să am un business, până la vârsta cu tare să ajung nu știu unde, până atunci să vizitez nu știu ce țări. Toți avem un calendar, ne-am propus și ne-am pus pe calendar niște locuri, niște ținte. Suntem obsedați de ele. E urgent. Fetele, dacă nu mă căsătoresc până la vârsta cu tare, nu mai mă ia nimeni. Dacă n-am copii până la vârsta cu tare, nu zic, sunt factori biologici și probleme, înțeleg. Dar trăim cu stresul acesta, că dacă nu ne atingem țintele până la datele arbitrare altfel, noi le-am setat, se întâmplă ceva. Să prăbușește universul, să năruie lumea în jurul nostru. Interesant e că trăim experiențele acestea, trec. Am zis că ne căsătorim la 25 de ani, ne căsătorim la 30, nu s-a întâmplat nimic, n-a murit nimeni. După aia zicem că o să avem 3 copii, până la așa avem numai 2. Nu moare nimeni. Viața merge înainte. Ne spunem că o să ajungem la anumită cotă de salar, n-ajungem, nu se întâmplă nimic. Vrem să vizităm 10 țări până ajungem la 40 de ani, nu le vizităm, nu moare nimeni. Și numai nu ne învățăm lecția că calendarul nostru este irelevant. Tot în urgență trăim. Tot cu ziua de mâine în spate trebuie. Oare ce o să fac pentru mâine? Dacă lucrurile nu se întâmplă după calendarul nostru, zice Isaia, stai liniștit. Dumnezeu are o altă perspectivă. Una veșnică. El are un alt calendar și absolut toate merg exact conform după planul său. Nu te criza. După calendarul lui Dumnezeu, toate se întâmplă când trebuie să se întâmple. Sunteți în exil de câteva decenii? E exact cum trebuie să fie. Știu, vi se pare mult. Suferi de boala respectivă de un an, de doi, de trei? Se pare o eternitate? Nu este o eternitate. Este exact după calendarul lui Dumnezeu. Fiecare lucru. Fiecare acțiune, fiecare izbăvire, fiecare suferință se întâmplă exact după planul lui Dumnezeu în perspectiva lui veșnică. Al doilea rând, Isaia ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor. El este creatorul până la marginilor pământului. Nu există nimic care să nu fie cuprins în ceea ce a creat Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că este prezent peste tot, în timp, nu este constrâns de timp, dar El a creat totul. El este prezent peste tot. Biblia spune că toate lucrurile au fost create prin El și că toate se țin prin El. Nu știu dacă ne-am întrebat vreodată ce înseamnă asta. Realmente înseamnă că prezența lui Dumnezeu este ceea ce susține existența. Spațiu care nu poate fi înțeles între atomi, între celule. Spațiu în care oamenii de știință nu înțeleg cum este ceva, dar nu este ceva. La nivelul subatomic, dincolo de nucleu, dincolo de cea mai mic element, există o forță, o putere, ceva care ține existența împreună. Și nu pot să știe, că nu pot să vadă, să uită cu cel mai puternic microscop. Au creat microscopul acela Hadron, care este imens, de mile mari, rotund, și vin să ciocnești doi atomi, să facă o explozie, să privească cu microscop, să vadă ce se întâmplă când materia intră în existență. Și nu știu. Îl numesc acea reacție particulă Higgs-Bison, care zic ei este particulul lui Dumnezeu. Și știu ei despre particulul lui Dumnezeu, cât știu eu despre cum să operez pe creierul unui om. Adică nimic. Relativ vorbind, știu nimic. Dar Biblia spune toate au fost create prin El și toate se țin. Existența stă, să reazmă
pe prezența lui Dumnezeu. Și toate au fost create pentru el. Altfel spus, în exil, în Babilon, Dumnezeu este deja acolo. Stai liniștit. El a ajuns în exil în Babilon, zice Isaia, înaintea voastră. El era deja acolo. La spital, în sala de operație, Dumnezeu este deja acolo. Până acolo, dacă vrei să-ți imaginezi că sala de operație ca și materie nu ar exista și nu te-ar putea ține pe ea ca doctorii să opereze dacă Dumnezeu n-ar ține-o în ființă. Înțelegi asta? Ai cădea prin ea, ar sista din existență dacă Dumnezeu și-ar retrage prezența. El este acolo, în sala de operație. La marginea mormântului. A tău sau celor dragi. Dumnezeu este deja acolo. În orice timp și în orice loc, noi suntem în mod irevocabil și inevitabil în harul și în prezența lui Dumnezeu. Noi uităm asta. Întrebăm, Doamne, unde ești? Întrebarea corectă e, Doamne, unde nu ești? Ești peste tot, pretutindeni și în toate timpurile. 3. Isaia spune că Dumnezeu întotdeauna lucrează. El nu obosește, nici nu ostenește. În contrast cu noi, oamenii care obosim, care avem nevoie de hrană, de odihnă zilnică, petrecem aproximativ o treime din viața noastră dormind și mâncând, alții și mai mult. Unii sunt așa de leneși că ajung cam pe la jumătate. Ei numai dorm și mănâncă. Și nu duc viață bună, deci ei n-au nicio problemă. Dar este o necesitate. Dacă nu ne-am odihnit, dacă n-am mâncat, dacă nu ne-am reface puterile, am murit. Dar Dumnezeu nu obosește. Dumnezeu nu are nevoie de somn sau de hrană. Dumnezeu este activ tot timpul. Dumnezeu este în același timp imutabil, adică nu se schimbă și în același timp este totdeauna în mișcare. Peste tot și pretutindeni, El este activ. Nu doarme. Nu încetinește. Dumnezeu este o putere, o bucurie, o mânghiere care nu poate fi epuizată. Este infinită. Și Dumnezeu lucrează mii și mii de lucruri spre binele nostru. În fiecare necaz în care ne aflăm. Și în fiecare încercare. N-a existat o suferință în viața ta. N-a existat o nenorocire în viața ta. În care Dumnezeu să nu fi lucrat mii de lucruri bune despre care tu nu cunoști, poate nici măcar una în acel moment. Poate după ani și ani de zile, în perspectivă, poți să-ți dai și tu seama de una sau două. În tinerețe te-a părăsit dragostea vieții tale, ai plâns ani și ani de zile după ea și acum a trecut ani și ești căsătorit, ești la casa ta și ești în biserică și ești sănătos și tot e bine și intri pe Facebook și o vezi acolo în starea și în halul în care îi și ai fi și tu acolo cu ea și zici, Doamne, ce m-ai scăpat? E un motiv. Tu nici nu știi câte mii și mii de lucruri te-a scăpat Dumnezeu. Câte hotărâri și decizii și probleme decurgeau din acea hotărâre. N-ai cum să știi. Nu? Sau un job oarecare. Mii și mii de lucruri care Dumnezeu le lucrează în viața ta. În fiecare necaz, El este activ. 4. Dumnezeu este întotdeauna înțelept. Isaia spune, iar priceperea Lui este de nepătruns. Altfel spus, El nu greșește. El nu face erori, El nu alege greșit. Întotdeauna Dumnezeu are dreptate. Se întâmplă ceva în viața ta și îți vine să spui, dar nu se poate, ceva e greșit aici. Nu e greșit. Înțelepciunea Lui este deplină și este nepătruns pentru noi.
Noi nu putem să-L înțelegem că este așa de înțelept, infinit de înțelept, încât depășește capacitatea noastră finită, bunătatea Lui, înțelepciunea Lui și celelalte atribute ale Lui Dumnezeu. Nu trebuie ca să fie judecate, nu pot ca să fie judecate, ci trebuie ca să fie crezute. Eu nu pot privi la acțiunile Lui Dumnezeu și să zic în știința mea și în caracterul meu finit să judec, să iau pixul și să trag linia și să zic oare e drept sau nedrept Dumnezeu în acțiunea asta? Oare e bun sau nu-i bun Dumnezeu? Oare e iubitor sau nu-i iubitor? Oare e înțelept sau nu-i înțelept hotărârea asta? Nu am aptitudinea necesară ca să trag concluziile astea. Trebuie doar ca să cred că El este bun, că El este înțelept și că eu nu sunt. Noi încercăm să-L judecăm pe Dumnezeu. Oare a fost bine dacă Dumnezeu a făcut cu tare, a permis un tsunami să meargă să omoare 10.000 de oameni? A fost bine? A fost înțelept? Faptul că trebuie să facem pauză să ne gândim despre asta este o problemă. Da! A fost înțelept, a fost bun, a fost iubitor, a fost drept. A fost Dumnezeu în toată slava Lui, în tsunami acela care a omorât 3.000 de copii. Nu se poate. Nu-L cunoști pe Dumnezeu și slava Lui dacă nu se poate. Dar de ce se poate când... Când ți-a dat ție serviciul care l-ai dorit, ăla care plătește foarte bine și nu l-a dat la ăla care a intrat după tine la interviu? De ce atunci a fost drept Dumnezeu în hotărârea Lui? De ce când copilul tău a ieșit după masa de operație și a fost vindecat și ăla care a intrat după el pentru că doctorul a fost prea obosit, a murit? De ce a fost drept în hotărârea Lui? De ce Dumnezeu e drept, bun, milos, sfânt când te beneficiază pe tine și când nu beneficiază pe tine? Dumnezeu este... De plin înțelept, de plin bun, de plin drept, totdeauna. Și nu stă în atributele mele ca și om să-L judec, stă în atributele mele ca și creatură făcută să-L cred. Sau să nu-L cred. Isaia ne încurajează. Stați liniștiți. Faptul că nu înțelegeți ce face Dumnezeu este absolut normal. Dacă ai înțelege de plin ce face Dumnezeu, ar fi o problemă. Pentru că ar fi un Dumnezeu mic. Cu o înțelepciune mică și o putere mică și un caracter mic. Dacă tu și cu mine am putea să-L înțelegem. Deci faptul că stăm și ne gândim oare cum e Dumnezeu acum? Nu este altceva decât o dovadă că Dumnezeu este Dumnezeu. Stați liniștiți. Chiar dacă nu înțelegeți, aveți încredere că El este deplin înțelept, este deplin bun. Toate lucrurile acestea Isaia ne le spune pentru înnoirea noastră, pentru ridicarea noastră. Să pună în fața noastră o perspectivă nouă. O perspectivă care îl vizează pe Dumnezeu și pe slava Lui ca și ținta viitorului nostru. Și nu problemele de aici și de acum și nu gratile închisorii care sunt în jurul nostru. Isaia vorbește despre noirea noastră începând cu versetul 30. Flăcăii vor obosi și vor osteni. Tinerii se vor împiedica și vor cădea. Dar cei ce se încred în Domnul își vor înnoi puterea, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Ța este extrem de categoric din nou și extrem de transparent cu noi, nu ne iartă niciodată. Nu este genul ăsta de predicator modern care numai îți spune ce îți place să auzi. Îți spune foarte clar. Foarte, foarte clar. Omul, zice Isaia, este cel mai puternic atunci când este tânăr. Șansele tale prin propria ta putere sunt atunci când ai fost tânăr. Dacă te uiți, este inevitabil că vei îmbătrâni și puterea ta va slăbi și până la urmă mori. Deci nu-ți pune nădejde în așa ceva, zice Isaia, pentru că în așa ceva nu este nădejde și nu este putere. Dar există speranță. Zice profetul, există reînnoire, există o putere care nu este dependentă de noi, ci de potențialul nostru. Isaia ne spune în versetul 31,
pentru cei ce se încred în Domnul, aceste limitări a oboselii, a ostenelii, a timpului, a puterii noastre, a aptitudinilor noastre sunt absolut irelevante. Pentru om este imposibil, dar cu Dumnezeu totul este posibil. Omul prin propria lui putere, zice Isaia, va ajunge în disperare. Va epuiza resursele lui până la urmă. Dar cel ce se încrede în Domnul, ei își vor înnoi puterea și se vor înălța prinzând aripi ca vulturi, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Vor fi ca și Dumnezeu, altfel spus. Pentru că vor fi din Dumnezeu. Pentru că vor fi ancorați în Dumnezeu. Pentru că sursa puterii lor va fi Dumnezeu. Soluția disperării noastre, în final, nu este în noi. Este primul loc în care căutăm o soluție la disperarea noastră, este în noi. Tendința noastră, când suntem în momentele grele, începem și parcă ne vorbim singuri să ne încurajăm, că așa ne-au învățat tâmpenile astea de la televizor. E bine să ne vorbim singuri în sensul că dacă, de exemplu, ne vestim Evanghelia, dacă recităm versete, pot, sunt un om puternic, eu am izbândă, să le arăt eu cine-s eu, ce pot eu. Arăt eu la soacră mea, nu? O zisea că nu o să fac nimic în viață. Sunt mulți. Și în camera asta, așa aici, acum seara, sunt mulți, care forța care îi împinge să arate la socru sau la soacra cine pot ei să devină. Nu e o glumă, e o realitate. E trist că îți pierzi viața pe asemenea ambiții, de parcă soacra ta contează și părerea ei contează în scena veșnică. Sunt mulți. O zis soacra că nu o să fiu bun de nimică, îi arăt eu. Te arăți că are dreptate. Dacă cauți soluția în tine, este inevitabil să falimentezi. Pentru că noi suntem sursa disperării. Păcatul nostru, slăbiciunea noastră este sursa disperării. Dar nu, frate, eu nu sursa disperării, o să zici. Sursa disperării e că copilul e bolnav sau că mi-am pierdut serviciul. Sau... Nu. Ai conjunctura. Ai întâmplarea. Ai încercarea. Disperarea e în tine, e aici. Sunt oameni, da, se numesc creștini, care își pierd serviciu, care sunt persecutați, care sunt decapitați și nu au disperare aici. Circumstanțele lor nu sunt mai bune. Ei știu ceva ce poate noi nu știm. Ei experimentează ceva ce noi nu experimentăm. Soluția pentru disperarea noastră este în afara noastră. Este o perspectivă nouă, o nădejde nouă, o speranță într-un viitor nou. Este realizarea că cel credincios este biruitor nu din cauza lui, ci în ciuda lui, în ciuda păcatului său, în ciuda slăbiciunii sale. Pentru că puterea lui nu depinde de el, de om, ci depinde de Dumnezeu. Și dacă asta este adevărat, atunci Isaia are dreptate să ne spună că înnoirea noastră, scăparea noastră din disperare, nu este altceva decât ca să fim înnoiți cu o viziune puternică a lui Dumnezeu în fața ochilor noștri. Decât în momentul căderii, în momentul slăbiciunii, în momentul suferinței, să privim țintă și să vedem că avem un Dumnezeu veșnic. Că avem un Dumnezeu care este suveran, care este creator. Că avem un Dumnezeu care este puternic și lucrează tot timpul și nu obosește. Și n-a uitat de greutatea mea. Dimpotrivă, este acolo în mijlocul ei și lucrează toate lucrurile. Să înțelegem că avem un Dumnezeu bun și înțelept, chiar dacă nu pot înțelege bunătatea Lui și înțelepciunea Lui și deciziile Lui. Sunt unii care acuză brandul ăsta al meu de creștinism. Bă, voi numai despre slava lui Dumnezeu știți să predicați, numai despre slavă, slavă, slavă non-stop, numai slavă. Mai tratați și voi probleme practice. Fraților, nu există altă soluție la orice problemă practică decât slava lui Dumnezeu. Cel care spune,
am nevoie de altceva decât slava lui Dumnezeu, nu s-a întâlnit vreodată cu Dumnezeu. Omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu și cu slava lui înțelege că nu există altă putere, altă frumusețe, altă nădejde, altă speranță. Dumnezeu nu-ți oferă soluții practice. 3 pași să devii un om mai bun. 7 pași ca să te lași de nu știu ce. 10 pași pentru un serviciu mai de succes. Dumnezeu spune, vrei soluție? Eu sunt soluția. Slava mea, care este totalitatea atributelor lui Dumnezeu manifestate în fața ochilor tăi, mă ofer ca și soluție ție. Și tu vrei soluții practice. Soluția practică pentru căsătoria ta este slava lui Dumnezeu manifestată în tine și în casa ta. Soluția practică pentru problemele în biserică este prezența și slava lui Dumnezeu care transformă oameni. Soluția practică pentru problemele la serviciu este slava lui Dumnezeu în fața ochilor tăi. Este singura soluție. Restul sunt poezii și teorii și prostii. Și le puteți găsi pe net și sunt cărți și tot felul de tâmpenii. Biblia oferă unica soluție și unica speranță, unica nădejde care este veșnică, pentru că este însăși Dumnezeu. După ce ai gustat, după ce te-ai reînnoit, după ce ai primit odată aripile acestea de vulturi, de fiecare dată când vei ajunge din nou în această circumstanță, din nou în această suferință, vezi, Doamne, arată-mi din nou. Înnoiește în fața ochilor mei slava ta. Să înțeleg că acum ești constrâns, acum parcă totul e urgent, dar să înțeleg că tu ești veșnic. Și pot să am și eu răbdare. Pentru că am și eu eternitatea la dispoziție. Să înțeleg că acum lucrurile sunt dureroase și nu înțeleg de ce problemele în familie sunt așa și problemele de sănătate sunt așa, dar știu, Doamne, că Tu ești înțelept și dacă Tu ai hotărât și știu că Tu ești bun și cred că Tu ești bun pentru că Te cunosc. Te cunosc, Doamne. Nu Te înțeleg, nu Te cuprind, dar Te cunosc și pot ca să stau arăzmat pe acest adevăr că ești bun și ești drept și ești înțelept și chiar dacă am cancer în trup și chiar dacă familia mea e frântă și chiar dacă finanțele cum sunt, eu stau liniștit. Pentru că am soluția care este nu practică, este veșnică. Înnoirea despre care vorbește Isaia nu este una doar de moment, ci este o înnoire care este veșnică. Este o înnoire care este permanentă, la care putem să apelăm de fiecare dată, în fiecare circumstanță. Așa că atunci când ai privit în fața ochilor slava lui Dumnezeu, nu mai vrei să vorbești despre altceva. Nu te saturi să vorbești despre altceva decât despre Dumnezeu și slava Lui care este nădejdea și speranța noastră. Amin? Amin. Amin.